doamnelor și domnilor, mă simt foarte bine pentru că îi revăd după o perioadă de aproape 2 ani de zile pe Yasmina și pe Brad, Yasmina Hill și pe Brad. Brad Hill este, pentru încă 12 ani, am aflat mai devreme, cel care gestionează și administrează poate una dintre cele mai cunoscute statui din lume, și anume Statuia Libertății. Și ca să vedeți cât de dragi ne sunt și invers, tocmai au venit de la aeroport. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Welcome! Ați aterizat la ce oră? Acum vreo 3 ore. Doamnelor și domnilor, au venit aici 3 ore de somn. 3 ore de somn. 3 hours of sleep. You're cool. Wow. N-are nicio problemă. Brad este foarte, foarte tânăr. Mergem înainte. Very nice. Au copii foarte frumoși. Ce fac băieții voștri? The boys. What are the boys doing? Sunt acasă. Da? Acum sunt cu părinții mei și cu dădaca. Sunt puțin cam obosiți după un zbor foarte lung. Dar rest se bat într-una. Se iubesc foarte mult. Ne mănâncă ca frații, viața, nu? Da. Ca frații. Avem aici fotografii foarte frumoase, doamnelor și domnilor. Îl avem și avem un... acum 2 ani de zile a fost un moment absolut superb. Was a wonderful party în Timișoara. În Timișoara, unde domnul David Millen Hill a fost botezat, baptized. He was baptized și a fost o petrecere, cea mai tare petrecere. That was a dinosaur party. A fost o petrecere cu dinozauri, că cel mic adoră dinozauri. Și înțeleg că dinozaurii sunt în continuare în viața voastră. The dinosaurs are still present in your... Da. Yes? We have them home, avem acasă. Doarme David cu ei și Brad, uneori. Da. So, 6 ani de căsătorie pentru Yasmina și pentru Brad, ceea ce este foarte frumos. 6 years of marriage. Da, acum câteva... 10 years of knowing each other. Și 10 ani de când se cunosc. Foarte frumos. Cum ați sărbătorit? How was the celebration? Am fost într-un hotel foarte frumos în Manhattan. Numai noi doi, am avut o cină romantică. Un hotel așa exclusiv. Ole! Very romantic. Am trecut numai... și spa, da, masaj. Spa, yeah. French restaurant, da. Ne-am răsfățat. Frumos. La microfon. I want to hear it. That's, ok, so spa, doamnelor și domnilor, restaurant francez. And after this, all you need is love. All you need is love. Yeah. Ok, deci a fost un moment foarte frumos. 10 ani, 6 ani de căsnicie. How can you describe this marriage? Cum descrie această căsătorie? How can you describe the marriage, dear? We are very much alike. Seamănă. In so many ways that... în atâtea moduri. Vreau să spună că sunt cei mai frumoși ani din viața lui, ăștia 10 ani de când mă cunoaște pe mine, right? The best years of your life since you met me. Oh, for sure. Da. Da. Roagă-l pe Brad să țină microfonul puțin mai sus, că se captează mai greu acolo. Așa. Wait. Put it like this and you will be... E mai bine așa? Ok. I want to hear you. Yes. Ok, vrem să-l auzim. Da, deci avem foarte multe lucruri în comun. Ceea ce ne-a unit din start. Suntem la fel, deși diferența de vârstă este mare, dar suntem tot timpul pe același film și asta merge. Cătorim foarte mult, avem aceleași gusturi în ceea ce privește mâncarea, ieșirile în oraș, orice. We match each other. Vă potriviți, da? Da, ne potrivim. Nu ne mai certăm, pe vreme certam puțin mai intens, dar acum nu ne mai certăm. We don't really have fights anymore. No. Barely. She's right. Huh? I'm always right. Mereu am dreptate, deci e bine. Da, e bine. You know that the husband has the final word. Yes, my dear. Așa, absolut. Da, știți celebrul bărbat? Very true. Bărbatul are ultimul cuvânt. Da, mamă. Foarte frumos. Great. So, ce faceți în România? Am venit în București, mai întâi să stăm câteva săptămâni aici, eu. El pleacă înapoi, pleacă luni, că trebuie să fie la statuie, că vine 4 iulie și e foarte aglomerat. On the 4th of July, you have special celebration. Yeah. Momente speciale la Statuia Libertății, când vreți să mergeți la Statuia Libertății și să știți cine se ocupă, Brad este acolo, care lucrează cu foarte mulți români. Foarte mulți români. Romanians do you have there in the We'll have about 50 Romanians. 50 de români lucrează la Statuia Libertății? Da, mai ales în perioada verii, când vin studenții, da. That's se vorbește foarte multă română, asta tu e. Now half Romanian, because acum e jumătate român. Da. You're welcome. Vrea să fie cetățean român, i-ar plăcea să fie. Foarte frumos. Îi place foarte mult România. Dar nu poate să stea mult, din păcate, dar va veni și în Timișoara, peste o lună.
Urcăm tu Timișoara. Și după aceea, doamnelor și domnilor, dacă credeți că Iasmina și cu Brad nu sunt pe modul petrecere, după cum și vedeți, o imagine foarte frumoasă de mare. They will go, ei o să meargă la Ibiza! Ne place foarte mult în Ibiza. Mergem în fiecare an de câțiva ani și este o combinație ideală și pentru copii și pentru noi. Că mergem cu părinții mei, cu dădaga, copii se distrează la piscină, au și kids club și noi seara ieșim în cluburi sau... Ai înțeles, mă, că se poate să mergem și cu copii în Ibiza? Da, da, se poate, se poate. Singur. Da. Se poate. El poate să meargă cu copilul pentru că el este un copil. Corect. He is a big child, so he can go with himself. Foarte frumos, îi vedem pe... Da. Pe... A fost ziua lui David de curând. Da? Da, am primit 3 ani de zile, acum 2 zile a fost ziua lui. Și cum? Asta e petrecerea? Da, asta a fost petrecerea, că am făcut-o cu o lună înainte, ca să nu plece colegii lui. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, totul este... Dinozaur, totul este sălbatic. Dar cei doi, iată tricouri cu România, foarte frumos. I said already that you're half Romanian. I see that you have the t-shirt to prove it. Yes. Yeah. Sunt un festival la România pe Broadway. Okay. Și chiar el a vrut să mergem. Hai să mergem, să mâncăm niște mici. Zic, ok, hai să mergem. Mici and somale, and it was very good. Top 3 Romanian food. Top 3 mâncăruri românești de lângă Statuia Libertății. What do you like? Ce-ți place? Mici. Ciolan. Ciolan. E foarte trist că azi trebuia să meargă să mănânce ciolan și n-au rezervat la timp la celebrul restaurant la care se mănâncă Next ciolan. Data viitoare. Da, a venit bucătarul nostru cu o variantă. Maybe, I think you're a bit Romanian, huh? So, ciolan tonight, this evening, big one. Maybe. Nice. Yeah. Ok. And somale. Ciolan cu fasole sau fără fasole? Cu ce se mănâncă? Cu fasole, cu horseradish, cu hrean, cu orice. Îi place de toate. Toate. Beautiful. Doamnelor și domnilor, prietenul nostru... Nu ne place carnea foarte mult. Time to go. A fost când m-am întâlnit cu ei în acea zi la Timișoara. Brad este extraordinar de tânăr, cu un om plin de umor și îmi dau seama că ei se potrivesc, că nu se plictisesc niciodată unul cu celălalt. Nu ne plictisim. E tot timpul un vibe. You never get bored with her and... Oh, no. That's not possible. No? If he gets bored, îi dau motive să-i treacă. Ce faci ca să nu apucă-se? Adică, cum mențineți? Probabil că fac ceva scandal sau zic ceva sau îi reproșești ceva de acum câțiva ani. Mai ții minte când ai zis că este aia, atunci ai trece plictiseala. Și știe de ce e cu o româncă. So she remembers anything and from time to time she remembers. You know that day when... Da. On Tuesday, 3 years ago... You were wearing that shirt. Marți, acum 3 ani de zile, la 4, ai zis. Exact. Yes. And atunci nu mai plictisit, gata. Then you're not bored anymore. And you say, what? Și el zice, poftim, ce-am făcut. Foarte frumos. Cu cine seamănă, băieți? Toată lumea spune că Michael seamănă cu mine foarte mult și David seamănă cu el. Dar eu sper că amândoi vor seamăna cu mine. The boys, who they look like. I said, people say Michael looks like me and David looks like you, but I'm sure eventually David will look like me too. And him? Și tu? El spune că David seamănă foarte mult cu el. Foarte frumos. Da. Dar ca temperament, ca fire? How are they like when they act? Like me or like you? Cred că sunt puțin o combinație. Not like me. I had a younger brother and we didn't fight nearly as much as they fight. Cred că sunt ca mine puțin. Sunt puțin... But they love each other. Nu, sunt singur la părinți, Doamne ajută. Doamne ajută. Mai știm noi copii singuri la părinți care își doresc foarte tare acest lucru. Așadar, iată, povestea voastră merge mai departe, e foarte frumoasă. Mulțumim frumos. Your story goes on, love story goes on. What is the special ingredient? Care este ingredientul special? Fermitoare separate. Special ingredient. Date nights. Foarte mult ținem să ieșim numai noi doi în oraș. Foarte mult. Foarte interesant. E un fel de lege. Săptămânal, la 2 săptămâni, ieșim numai noi doi în oraș. To go out. Foarte drăguț. Yeah, we love going out with the kids, but we also need time for us. And we do that with vacations as well. We'll take an adult vacation. Deci aveți vacanțe în doi? Numai de ziua mea facem vacanțe în doi. Când în principiu, în 1 aprilie. Acum am fost în Japonia. Și nu e păcăleală. Nu e păcăleală. Trebuia să fiu băiată, mi-e și fată. Nu, dar numai de ziua mea mergem numai noi doi și vacanțele ne unesc foarte mult. Și mergem cu copiii în vacanță, vin la ei de obicei sau de daca și atunci avem timp să ieșim la o cină sau ceva numai noi doi și mi se pare că asta contează foarte mult. Ok.
Give me the definition of the Romanian woman. Să-mi dea definiția femeii din România. Loving. Iubitoare. Beautiful. Frumoasă. And is always right. Și întotdeauna are dreptate. Yes. It's her. Da. Thank you, dear. Thank you. Da, doamnele. It's like we practice. Yes. Adrian, ai înțeles cum se face? Iubitoare. Eu tot am început să notez ce dar. Hai, astăzi ai avut multe de notat. Să utile în Google. Writes everything. You forgot jealous. Geloasă. Jealous. E geloasă? Every, is she jealous? Every woman is jealous. Always. Oh. Îți dă el motive să fii geloasă? Nu, nu, dar eu pot să fie geloasă și pe o, nu știu, o plantă, dacă se uită prea lung la ea. Dragul de el. So she's jealous of anything. She's not. Plant, no. Toy, women. Deci ea este geloasă prin definiție, da? Prin definiție, da. Foarte frumos. Sunt și sârboaică, de fapt, născută în România, deci cred că o combinație cam interesantă. Am înțeles. Da. Cum te răsfață pe? Cum ce-ți face el așa? Deci ieșiți în oraș, în franceză, spa, așa un răsfăț de ziua ta, 1 aprilie. Cum a fost? The 1st of April. I want to know everything about it. Am fost în Japonia. Așa. Am fost în Tokyo. Am luat un prânz superb într-un hotel superb. Dar am fost la cumpărături. Ce ți-ai luat în Japon? Niște cercei și what did you get from? Niște haine. Drăguți? Drăguțe, așa, drăguțe. Da. Și un inel. Da, așa. Un inel special? Un inel special pentru mine. Cu pietricică? Cu pietricii mai multe. Da. Mai multe pietrice. Da. De obicei mă răsfață așa prin vacanțe, prin ieșiri. How do you treat me? Like, how do you treat me? Yes. Rings? Clothes? Jewelry. Clothes, vacation. So you are the perfect husband. Mm. Yes. Sure. Da. Da, doamnelor, și domnilor, your roles here. Dear. Only one way, I'm sorry. Deci, doamnelor și domnilor, cum e cam bagula, râdem, glumim, dar incintă. Bun, so, cum îl răsfeți tu pe el? You have to be spoiled. You need, what do you need to be the king? De ce ai nevoie? Lasă-mi merg la serviciu. I have to go to work, that's how I spoil. She allows you to go to work. And to come from work with money. And she would like me to have a second job. Și și-ar trebui să ai poate și al doua slujbă. Absolut genial. Trebuie mult să plângea că tot timpul chemam în oraș, că trebuia să ieșim la prânz, la cine, nu știu. Acum zic, stai la servici dacă asta vrei. Așa că se răsfață la servici. Back in the old days of the family, I'm always like, let's go out. No, I say, stay at work. It's good. Really? Îi place foarte mult să lucreze, îi place foarte mult. Nu, îi fac și eu cadouri frumoase și în oraș. So you are a workaholic. I work a lot, but it's a big business to run. I have almost 300 people this year. 300 de angajați, nu? Right now, yeah. 300 de oameni pe care îi manageriază. Da. Big mare, cel mai... responsabilitate mare. Big thing to run. Yes. Foarte frumos. Da. Deci, vara, mai ales când sunt foarte mulți turiști, trebuie să fii atent la toate aspectele, nu? Exact, de-aia este greu să călătorească vara și nu e corect că eu sunt plecat atâta timp și el stă acolo și muncește și mă gândeam că vara viitoare voi sta așa mai mult pe acolo, să-l ajut. Mm-hmm. I want to be more with you next summer. Yes, and from the beginning of the end of May to the beginning of September is our busiest time of year. We'll see almost 20,000 people a day. 20.000 de oameni pe zi vin la Statuia Libertății și Brad este cel care gestionează tot, ceea ce mi se pare o chestie cu foarte multă responsabilitate. E foarte mult, da. You don't know who's coming, if they have special thoughts, it's sometimes maybe dangerous, sometimes I'm not. Adică poate să vină orice nebun acolo, dar el trebuie să managerieze tot. Da, e foarte greu când e plecat. Tot timpul sună telefonul, mesaje, chestii. Vara e cel mai greu. You're always very busy. In the summer, you're the busiest. It's the busiest time for us. So, you're cool. Adică omul nostru e foarte cool, așa. Yes. You really? Yes. You have big job to do, but you're very cool. E foarte relaxat, okay. Da. E no? I was working just before going on. Da, chiar numai să trimitea niște mail-uri. Zic, ok. Și în pauză, acum, noroc că am mai întârziat un pic, am mai lucrat bred al nostru, pac-pac, s-a rezolvat. Sunteți foarte, foarte drăguți. Mulțumim mult. Foarte bine și e gata mâncarea? Do you want to taste it? Vreți you have to taste it. Atât de bine miroase, sure. Nu?
Smells great. Okay, doamnelor și domnilor, avem acum, băi, deci am chemat juriu din Statele Unite să-ți guste mâncarea. Acum să te văd, poate nu te descurci. Cam, hier. Nu stați cu spatele la cameră? Da. Hai. Mulțumesc. Cei mai subțiri mănâncă mai mult. Tu nu mănânci? Mai mănânc, dar încerc să nu mănânc prea mult. Ia să vedem. Ia să vedem. Așa, ia să vedem. Dacă ați vrut carne, omul nostru s-a gândit, e foarte bine. I know that is that ceva, pork Gozaviel? That you want, mici. But mici chiar so you know, you're a mici maker. Like yeah. Ok, așadar este un creator de mici, ceea ce este foarte bine. Bine că nu mai vii cu furculițele, avea niște furculițe roz la un moment dat, murea mai mult. Da. Văd, s-ar fi... Hai să vedem, doamnelor și domnilor, ce avem noi aici. Ia să vedem. Gustați, ia să vedem. It should be a little bit spicy, not too much. E bine? But the vinegar should balance the taste. Da? Mm-hmm. Da. Yeah, don't worry. Oh my God. Da, doamnelor și domnilor, facem așa. După o scurtă pauză de publicitate, ca să și ne revenim după mâncarea asta, mai stăm câteva minute împreună cu Iasmina și cu Brad, pentru că sunt absolut adorabili. Și după aceea o să-i lăsăm să se ducă să doarmă un pic, dar după ciolan. După ciolan. Foarte tare, doamnelor și domnilor, să ne mai amuzăm câteva minute. Și Iasmina se uită la Brad și spune: cum te răsfăți eu? La care el zice: chiar, când o să începi? Exact. Absolut genial. Și când o să încep să mă răsfăți? Dar nu e adevărat. Nu e adevărat, exact. Nu e adevărat. It's not true. Not true. A fost spoiling you when it's your birthday. A fost ziua lui Brad. 3, 2, 1, mulți ani trăiască, pentru că a fost pe 24 iunie. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Cu drag. Ce ați făcut de ziua lui? De ziua lui l-am scos la un restaurant foarte frumos de sushi, unde am mâncat omakase. Avea 3 stele, are 3 stele Michelin. 3 stele Michelin, da. Ceea ce vedeți numai acolo, că aici în România... Da, e cel mai tare restaurant din America. Din America? Din America, da, de sushi. Numărul 1 în America, de sushi. Masa se numește, a fost super. New York? În New York, în Manhattan, foarte da. Foarte tare, Manhattan. Unde stai în fața bucătarului și îți gătește acolo sub nas și spune deci, sushi. Chiar șeful... Chiar șeful îți spune acolo, da. Nice. Exact. Și mănânci cam o oră jumate într-una. Într-una? Dar, într-una. Asta îmi place. Da. Dar nu simți. You eat an hour and a half, but you don't. But I like it. Da. Pleci bine, dar după aia ești... ești ok. Poți să mai mănânci ceva mai târziu. Foarte frumos. Da. Înțeleg că asta a fost cadoul tău. Asta a fost cadoul meu. That was her gift, right? Yes. For you. Da. Oh, nice surprise. Great gift. Yes. I left there and... So full, da. It was delicious. A fost frumos. Și a fost frumos, de da? Father's Day, când a fost ziua tatălui, acum pe 16 iunie, am fost într-un hotel foarte frumos, unde am stat după ce ne-am căsătorit. Și așa am luat eu o cameră, un suite, am fost cu copii. She is really spoiling you. See? Deci chiar în răsfață, ia rezervă, cameră, hotel. We spoil great each other. Job, man. Bună treabă. Deci o soție care are grijă de el. Așa se ține un bărbat puternic, băi. Mai faci și tu câte o surpriză, pac. Că după aia vine și el, nu? Exact, cu vacanțe, cu cine, cu planificări, cu avioane, cu... E frumos. Și nu mai vreau să-i cumpără cadouri, cămăși și pantofi și ochiari de soare, că nu poartă. El e un om foarte simplu când vine vorba despre outfit-uri. Da, văzut că el se îmbracă sobru, decent. Nu-i flashy să arate firma. Mie îmi place, dar el nu-i cu de-astea. Dar vă asortați. Da, da, am vorbit. Hai să ne asortăm. Ne-am planificat. Da, foarte frumos. Da. Atunci mă gândeam să mai bine să investesc banii în experiențe. Foarte drăguț. În alte ani am luat o mașină, să facă niște ture cu o mașină de fițe, un Ferrari. În alte ani am luat avion, să conduc un avion. Îmi place să zboare, să piloteze. Îi place. You like to fly airplanes. Other years I got you a flying lesson, right? Yes. I wish I got my pilot's license a long time ago. Da. Now it's hard. Cât pe ce, dar nu l-a luat. Nu l-a luat. It's hard. A lot of time. Foarte frumos. Deci ați înțeles secretul, că am întrebat. Secretul este că amândoi au grijă să-și pigmenteze viața cu momente frumoase, exact. Cu surprize, cu foarte multă gingășie. Deci este o relație specială. Și ne acordăm și spațiu necesar, dacă are nevoie de să muncească, să vrea să mă duc eu în oraș cu mamele sau așa, ne acordăm spațiu, nu suntem călare unul pe celălalt. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Bun venit în România. Mulțumim, o să ne distrăm. La mulți ani.
toate petrecerile să fie. Sunteți absolut grozav și mă bucur foarte mult că ne-am revăzut. Cu mare drag. Cupați dinozaurii din partea mea. Kiss the dinosaur for me. Pentru că sunt foarte drăguți și chiar și acolo la petrecere ne-am înțeles cu ei, sunt copii cu care, deci a fost totul, a fost ok. A fost foarte fericit să vină înapoi în România. Copiii sunt foarte extaziați să fie aici. Abia așteptau să vină. Da. Domne, și au avut o petrecere, deci au avut o trupă, au venit din Serbia. Deci e o asemenea mașină de cântat. They were a singing machine at the baptize, you know? The Serbs. Boom, 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 boom. Băi, două ore. Și toată lumea din Timișoara. Boom, 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 boom. Da, da. It was great, it was great. Îmi place foarte mult să organizeze petreceri și ne-ar plăcea să mai facem încă o petrecere, dar na, nu știm cu ce ocazie. Găsiți voi ceva. Găsim noi ocazie. Da. Doamnelor și domnilor, Yasmina plus Brad egal love, după cum vedeți. Mă bucur foarte mult că i-am văzut. Căutați să vă pigmentați viața cu foarte multă bucurie și să înțelegeți că dragostea ține de ceea ce simți și dacă simți, nu există niciun fel de oprește. Poți să fii din România, din America, de oriunde, odată ce ești împreună, așa arată fericire. Mulțumim frumos. Sunteți grozavi. Da. Acesta este dulcele pe care noi nu o să-l mâncăm, numai o să ne uităm la el. De, Cristi, trebuie să rămână ceva la colegi. Nu, nu le mai lăsăm din berbecuți. Eu zic că pe ăsta îl... Pe berbecuți l-am mai sacrificat noi, da, un pic, da, așa. Da, 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 da. Aici avem budinga noastră de vanilie cu ciocolată, o rețetă foarte simplă, conține doar lapte, gălbenușuri de ouă, două lingurițe de făină, esență de vanilie, zahăr și foarte multă răbdare. Da, mulțumim foarte mult! Mulțumim, mulțumim mult! Yasmina, Brad, pupăm! Acum rămâneți!